Salut, camarazi! Astăzi o să vă vorbesc despre un lucru petrecut cu câteva zile în urmă. După cum știți și voi, în lumea interlopă din România sunt simpatii, antipatii, sunt răzbunări, se întind capcane, curse, ca peste tot în lumea asta. Oamenii sunt așa cum sunt, și buni și răi, invidioși, geloși, ranchiunoși. Deci și în lumea interlopă e tot felul, sunt tot felul de reglări, de conturi, de combinații, de manevre, de piedici și așa mai departe. Acum câteva zile, faimosul interlop de la Constanța, Nureddin Beynur, a fost tăbăcit bine de clanul Caranilor. A fost chiar împușcat cu 6 alice de celebrul francezul. A fost un scandal imens în București. A avut loc pe 19 martie anul curent. Deci s-au ciocnit acolo într-un restaurant select din capitală, din sectorul 1. Poliția face audiere ample să vadă de unde a pornit, cine a fost de vină, să studiază camerele de luat vederi, se analizează. Doi bărbați au ajuns la spital, printre care și Nureddin Beynur. Cum să zic, într-un fel poate și-a căutat-o. Nureddin Beynur, să știe, e cunoscut din anii 90 ca un interlop care a dominat Constanța și o mai domină. Întâmplător s-a aflat el cu clanul Caranilor în același restaurant select din sectorul 1, dar cred că a fost o greșeală și din partea lui și din partea Caranilor. Beynur s-a ales cu mai multe plăci pe corp, lovit și la ochi. De fapt, acolo se sărbătorea ziua de naștere a unuia din frații Carani. Și ce-o fi căutat Beynur cu oamenii lui acolo, nu știu. Dar oricum, ideea n-a fost bună să rămână în același restaurant cu Caranii. Băi, știți și voi, clanul Caranilor, unul dintre cele mai puternice din București, patronul restaurantului și el e un fost interlop din anii 90. La un moment dat, Beynur s-a luat la ceartă cu Tibi Ștefan acolo, așa, care e pe lângă clanul Caranilor. A ieșit în fața localului și a fost înconjurat de un grup de interlopi și lovit. Deci, ce să zic, uneori trebuie să mai fii și mai prudent, chiar dacă ești mare interlop, nu știu ce. Amândoi au ajuns la spitalul Floreasca, și Beynur și celălalt, pentru mai multe plăgi, loviți ambei de mai multe ori. De acolo au fost transferați la spitalul militar. Nureddin a dat un interviu în ultimul timp în care a vorbit despre ciocniri între grupuri de interlop din România, ranciune între grupuri de interlopi, taxe de protecție, ce să zic, bătăi, amenințări, cum știți și voi, tot tacâmul. Poate că nu toți știți, între 2010 și 2011, Nureddin Beynur a fost arestat 9 luni pentru șantaj, instigare la șantaj, ultraj contra bunelor moraviuri, tulburarea ordinii și liniștii publice. De curând spunea că el se înțelege foarte bine cu Gigi Becali și apreciază tot ce face Becali, că a fost cu el în Albania și a trecut pe lângă o biserică ramolită și a oprit și a dat un teanc de dolari preotului să o repare. Unii zic că el se ceartă cu Becali pe terenul, dar el zice că nu e așa. De curând Gigi Becali a cumpărat un hotel pe litoral și automat că prețurile au urcat, ceea ce le convine.
zice că se află și în și cu Nicu Gheară în relație foarte bună. A vorbit cu el ultima oară acum 2 ani pe în Ibița, în Spania. Zice că Nuțu, că Nicu Gheară ar fi fost de față când Nuțu Cămătaru a fost arestat. El povestește un pic din trecutul lui, cum în anii 90 a făcut o firmă de pază. A început și el cum a început cu toată lumea, cu bișniță, cu blugi, cu geci, cu gumă de mestecat. După aia a vorbit despre niște conflicte stradale și dușmanii care și-a făcut în anii 90. Povestește cum Adi Mutu, fostul fotbalist și antrenor al Naționalei sau al Rapidului, e cu mătrul său. Zice că și nici faimosul Nicu Gheară din Spania e nașul său și al copilului său. Povestește iarăși despre un scandal care a fost între Adrian Mutu și un chelner la Constanța și că nu e așa cum s-a scris în presă. Chelnerul a rugat să facă o poză cu el, după aia s-a întors, a zis că mai vrea o poză, după aia Adrian Mutu l-a refuzat și a început să-l înjure și a trimis el, că avea o firmă de pază, a trimis două dulapuri de alea să calmeze acolo și a să-i spună lui ăla să-și ceară scuze. Ce că îl cunoaște pe Adrian Mutu din 1999, a vrut să facă niște afaceri cu Adi Mutu, cu bijuterii și cu aur, dar până la urmă nu s-a mai realizat. Zice că la un moment dat a făcut o petrecere specială la el acasă și a avut un invitat special pe celebrul Mike Tyson, de mai multe ori campion mondial la grei, o fiară feroce în anii 80-90, dar care între timp s-a mai îmblânzit, a mai îmbătrânit. Ce că Mike Tyson e un om normal, s-a purtat absolut normal. I-a mulțumit pentru seara aia petrecută împreună cu el și oamenii lui. După aia, la un moment dat, Mike Tyson a trebuit să filmeze în România o reclamă despre nu știu ce produs și omul l-a sunat pe Nureddin Beinur și l-a chemat la discoteca aia unde trebuia să filmeze și a fost foarte impresionat de cum s-a comportat Mike Tyson cu el. Zice că e un om absolut normal, nu mai e feroce ca pe vremuri la tinerețe, a mai îmbătrânit și el, a mai trecut timpul și peste el. Deci, camarazi, v-am povestit un scandal între Nureddin Beinur, interlopul Constanței și al Litoralului, și clanul Caranilor, unde Beinur și cum că un băiat au ieșit cam șifonat. Sper că v-a plăcut, rămânem împreună precum catarii umăr la umăr și ne auzim zilele viitoare. Pa, camarazi!